În ziua domnule Petre, iată ne ajungi la derbiul cu cei de la Dinamo. Cum vedeți această partidă? Bună ziua! Un meci dificil în compania unei echipe de tradiție, unei echipe formată din jucători valoroși, care au fost transferați în ultima perioadă. Sper ca noi, jucătorii care avem la dispoziție mâine seară, să se ridice la nivelul derbiului și să câștigăm acest meci. Unii o văd pe Dinamo favorită, alții pe FCSB. Cosmin Contra a spus că FCSB este favorită. Credeți că e doar așa un mesaj menit să vă adormă înainte de meci? Probabil. Pe mine mă interesează mai puțin discuțiile care se fac pe margine. Pe mine mă interesează cum suntem noi și cum vom trata jocul de mâine seară cu aceeași seriozitate care mi-o doresc la fiecare meci. Și atunci aceste lucruri chiar nu mă interesează. Cine e favorit, cine nu e favorit. Important este atitudinea noastră și modul cum vom aborda această partidă. Sunt refăcuți fizic și mental jucătorii după înfrângerea de la Iași? Da, e o problemă cu acest rezultat, dar mai mare problemă este cu refacerea și jucătorilor care au fost depistați pozitiv, care acum, la ultimele teste, au fost testați și găsiți negativ, pentru că au stat o perioadă destul de lungă de timp, fără antrenamente, fără a avea contact cu echipa și să vedem nivelul la care vor fi mâine seară și pe cine vom putea miza. Ușor, ușor vă refaceți lotul, din fericire. Data trecută, pauza competițională se pare că n-a fost de bun augur pentru echipa dumneavoastră, fiindcă au apărut cazurile de COVID. De data aceasta va fi un prilej bun pentru a remedia problemele și de a-i reface? Cu siguranță, această pauză este benefică pentru noi, binevenită după această perioadă dificilă pe care am trecut și încă trecem. Și, într-adevăr, vom căuta să remediem mai multe lucruri în aceste două săptămâni care vor urma după acest meci, dar până atunci suntem concentrați asupra jocului de mâine seară să scoatem maximum. Slovan Liberec a ajuns în grupele Europa League. E cu atât mai mare regretul în acest moment, știind și văzând analizele tuturor că FCSB, dacă ar fi avut jucătorii la dispoziție, ar fi fost net favorită și poate ați fi fost dumneavoastră cei care se bucurau acum de calificare? Da, e tardiv să mai vorbim despre asemenea lucruri. Din păcate n-a reușit să trecem de Slovan și din cauza, sau mai ales din cauza problemelor pe care le-am întâmpinat. Felicit echipa din Liberec că au ajuns în grupe, puteam să fim noi acolo, asta este situația, n-avem ce să mai schimbăm. Cum va fi acest derby fără suporteri? Da, într-adevăr, asta este o problemă pentru ambele echipe. Cred că pentru spectacolul fotbalistic ar fi fost foarte bine să avem suporte în tribune. Va fi mai dificil, dar, din păcate, asta este situația. Sper ca în cel mai scurt timp suporterii să aibă acces pe stadioane. Ce mesaje aveți dumneavoastră și echipa pentru susținători înaintea acestui meci? Suntem convinși că vor fi în fața televizoarelor și ne vor susține și ne vor ține pumnii, iar noi ce putem să spunem decât că vom încerca să facem totul să câștigăm acest meci. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu!